am ieșit de la Chica. Până la urmă, într-un moment de sinceritate, mi-am zis să intrăm totuși și la Chica, să vedem cam ce este. Și facem o frumoasă sesiune foto acolo. Ceva plăcut, impresionant. Să placă la fanul. Acum frumos acolo. Plăcut. Nici dracu nu era. Avea așa o atmosferă de, cum să zic eu, de, nu era chiar cimitir, că nu, cimitir să mai aud păsări, să mai aud atmosferă de capelă așa, știi? Acolo unde vin rudele, prietenii, nu? Să și-a rămas bun de la răposatul. Cam așa era la Chica. Fapt pentru care i-am zis la capela Chica. Un nume frumos, de ce să... Hai de în pula mea. O veioză 3 milioane de o puii mei de veioză. Ce drec. Nu merge. Deci nu merge treaba. Am fost, am tras o frumoasă sesiune, după cum am spus, foto. Puteam să las fanii de izbeliște să zică, bă, da, ăsta trece ziua și n-a postat nimic, dracu. O să nu... Ia, ce bunăciune, era să intru în copac. Rămâna, tanti, ai pupiu. Ce să faci, bă, de unde să faci? Iar mă îmbolnăvesc de umflătură. Lucru neașteptat, de fapt. La mine cu umflăturile e mai rar, așa. La mine cu umflăturile e mai rar. Că vine ăsta cu jeepul să mă ia pe pocar. Da. Acum bagă-te, dă-te morții, mătii. Uite, bă, s-a spart ceva cu ei. După frumoasa sesiune de la Chica, ia uite, ce faci, mâncați-ai și te bagi în fața mea, ghiuăcelule. Ce, că dacă are jeep, poate să meargă cum vrea pula lor. Că mă ia nervii. Mă ia nervii deosebit. Ia mă, rei. Ca televizorul, iar îmi bag pula în el de aparat și nu mai fac nimic. De la Chica m-am băgat ușor așa la oșeanul să-mi iau de foame. Da. M-am dus ca oamenii. Am studiat meniul, nu? De cât că era meniul de luni. Și azi e și anume miercuri.
că mi-a spus fata aia, vedeți că aveți așa. Sote de pipote cu usturoi. Ceva la bun, tare rău. Și ciorbiță de pui. 12 lei. Mi-a plăcut. Și voi merge frumos acasă să consumă soteu. Ai ghiocelule, ce faci? Am dovedit-o și azi. Dacă mese și înregistrarea asta, sunt chiar în grafic. Sunt chiar în grafic. Cred că nu mi-am luat numai meniu. Am luat și un Pepsi de ăsta zero zahăr. Că are o căldură de behăi. Plus niște struguri. Bun, 5 lei românești. Rozecică, da? Mă rog, s-a părut așa mai mult negri, dar lasă-i roze așa, cum scria pe etichetă. Grăbește aurea. E clar. A dat amblaua în ei. Și n-a pus caniculă mai mult de, hai să zic, o săptămână, mai mult n-a pus. Să fie tată căldurile astea așa fără. O două luni. Ce vorbești? Că sare lumea la bătaie. Așa că am și azi obiectul muncii. Ai ieșit. Pula mea și tu. Tu te-ai în gură să te fut. Ca să îmi pula mea cu fața și cum nu puteți să ieșiți, că vă prostești. Te faci mâncă mai copt. Ce vorbești, mă, trebuie să mergem ușor, așa că ăștia nu se uită. Uite mui, știi? Mui, știi, nu se uite. Da, și am plecat cu un ghiocel de acasă. Camera nu era încărcată, telefonul era la 5%, pula mea, n-ai treabă cu mine, dă cheau în ce sunt. Bă, că nu nici dracu te stai așa ca proasta în târg. Hai, că am băgat a patra unul.